Dar eu, cunoscându-l îndeaproape, știu că este un om foarte simplu și cadoul lui cel mai de preț cred că este liniștea sufletească, bucuria prezentului și sănătatea. Încă nu i-am făcut cadoul în avans. O să plecăm 4 zile în Ierusalim și este un vis de-al meu să ajung acolo și visul e și mai minunat, mai ales că merg cu el și cu băiețelul nostru pentru prima dată acolo. Și cu Duminic. Și, așa, un prieten al nostru. Așa, și mi-a venit o idee foarte tare de cadou, însă nu este realizabil până mâine seară, dar o să improvizez ceva.